Iată că bătrân cum sunt, primarul vostru, Vali Puică, a trimis ca Iașca după mine să străbat ulițele satelor din comuna Porești. A venit cu daruri pentru toți, a venit să vă transmită tot ce-i mai frumos și dacă sunteți cu minți, mai vin și la Aro! Dragi prieteni, iată, spiritușii lui Moș Crăciun au ajuns la Borlești și a fost cel mai bine ca noi să luăm legătura cu reprezentantul borleștenilor, cel care dorește binele celor din Borlești, mai ales acum în prag de sărbători, primarul Vali Puică. Bună ziua, domnul primar, și bine v-am găsit. Bine ați venit. Ce faceți, cum se pregătește primarul Borleștiului și Borleștiul pentru Crăciun? După cum bine știți, într-un început de drum. Și zic eu că avem realizări, proiecte împlinite. Felicitări. Și nu fac altceva decât slăvesc cerul și pe bunul Dumnezeu. Felicitări. Ce să vă zic, primăria mea a devenit casă. La momentul ăsta sunt chiar dedicat pentru această comună să realizăm tot ce se poate face pentru copii. Și acum să revenim la sărbătorile astea, vreau să vă spun că toate școlile din comună au primit, copiii din la școală au primit pachete, a venit moșul la toți. A venit moșul la toată lumea. Da. Avem o surpriză mare pentru toată comuna, deci am împodobit o caleașcă, să zicem așa, să ducem daruri la fiecare copii care poate nu pot să ajungă la școală sau nu sunt la școală sau au alte probleme și să meargă Moș Crăciun la ei acasă, să le aducă un cadou. Moș Crăciun, bine ai venit la Borlești, cum te simți aici? Bine v-am găsit, dragii moșului, e bine, e bine. Mulțumim frumos să-i fii alături domn primar așa cum merită, pentru că e la început de drum și dă dovadă de un gospodar aici la Borlești. Domn primar, după cum știți, noi acum la sărbători am început o campanie umanitară în care sprijinim familii nevoiașe și în primul rând pentru sufletele acestor copilași care o duc greu în aceste momente în care noi cu toții sărbătorim și petrecem. Și de aceea am venit să vă cerem sfatul dumneavoastră pentru trei familii din comuna Borlești care le cunoașteți și credeți că ar fi și ar merita cadoul nostru și în primul rând cadoul lui Moș Crăciun. Da. Ce să vă zic, peste tot avem și oameni gospodari buni, dar avem și familii nevoiașe cu situații precare, deci în care am ales trei familii care au o situație chiar foarte grea, copii mulți, locuiesc în case, noi am mai ajutat, am mai ajutat să mai construiască, să-și facă acolo ceva pentru... Acum ăștia sunt cu două locuințe, n-au două camere, două încăpieri, deci una singură, sunt chiar care trăiesc într-o singură cameră. Cam câți membri sunt în familiile astea? Deci avem familii cu 8 membri, cu 7, cu 10, avem, deci sunt destul de mulți și nu au venituri. Nu am înțeles. Ce să trebuie. Păi, dacă sunteți de acord să veniți să ne însoțiți la aceste familii, să mergem împreună, da. Pentru că dumneavoastră sunteți reprezentantul dumnealor și o să mergem împreună să le aducem cadoul lui Moș Crăciun. Da, sigur că da, da, mergem. Domnul primar, am ajuns la prima familie, familia Cojocaru. Spuneți-ne două cuvinte să știm cam cum se prezintă situația la dumneavoastră. Este o familie cu o situație precară, o casă cu două camere numai, 7 membri ai familiei, destul de necăjiți. Ok, haideți să intrăm să vedem cum ne așteaptă și cum reacționează la acest cadou. Știți că luna decembrie e luna cadourilor și noi ne-am gândit să o simțiți și voi. Pentru că, chiar dacă e o situație mai grea, noi v-am adus ceva cadouri din partea lui Moș Crăciun și împreună cu domnul primar am ales să venim la dumneavoastră pentru că știm că e o situație mai grea, dar noi vrem să vă fim alături, să treceți mai ușor prin sărbătorile astea. Hai să vedem pe rând, toți copilași. Bună ziua! Bună ziua! Ce fac copii? Ce face? Tu te vine moșul, v-a adus niște cadouri.
Bravo, bravo. Ești mare, să fii sănătoasă. Ia uite, și pentru tine am dat. Știi cineva un colind? Da? Ia hai să auzim o colindă. Ia, spune-ne o colindă. Să moșul aude, să știi. Poate mai vine, dar poate e, da. Hai să colindăm. Hai. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. C-au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să facă din blana lui, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. La anul și la mulți ani. Bravo, 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 bravo. Felicitări. Uite, bravo. Acum avem așa. Cine-i coșocarul Elena? Tu? Uite aici un ghioz Daniel cu mai multe pentru tine. Coșocarul Ștefan? Ștefan, el e cel mai mare, nu? Da. Coșocarul Petru? Da. Cristian? Tu ești? Ia-te. Bravo, voi, Nicule! Simona? Simona e cea mai mică. Cea mai mică! Poftim! Și... Cojocaru Ana. Uite ce fetiță, să zicem, mai mare. Cum v-ați pregătit de sărbători? De acum înainte ne mai pregătim, de-abia la început. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rugăm, dumneavoastră cam ce venituri aveți lunar? Cum vă descurcați? Alocația. Alocația, alocația copiilor. Da. Noi suntem de la TLM. Am văzut și, că... Da, și împreună cu domnul primar am venit cu un cadou de la Moș Crăciun pentru dumneavoastră și vreau să vă întrebăm, cum vă pregătiți de sărbători? De sărbători ne pregătim și noi. Cu ce avem? Cu o bucată de carne, o bucată de chiș, cu o sarmală, o plăcintă, și cu o colindă, cu ce puteți am ne pregătim? Am văzut colinda e pregătită, e foarte frumos. Copiii pe acasă, și am dat și cu vara, chiar acum am făcut. Foarte bine, foarte frumos. Se vede că nu e chiar în... Cam care e venitul lunar la dumneavoastră? Cam cum vă descurcați? Venitul lunar e... Alocația copilului. Alocația și... Ei, mai puteți face așa pe... Da. Și cu ajutorul, da, că mi-a da, făcut acolo da, ajutorul. Social, da. Da. Și atât. Da, acum ceva... că e sezonul rece cu lemne, vă descurcați? Aveți depozit cât de cât? Nu. Nu, depozit de unde? O câteva cu lemn și putem noi să strângem acolo. Cât se poate, am înțeles. Noi am încercat să vă fim alături cât putem, să vă ajutăm. Este o campanie pe care TLM a pornit-o la noi în județ pentru cei care duc lipsa lui Moș Crăciun. Și venind la Borlești ne-am gândit, am stat de vorbă cu domnul primar și ne-am gândit cum să aducem bucuria lui Moș Crăciun și la cine. Și dumnealui ne-a invitat la dumneavoastră și sperăm că bucuria adusă de noi, împreună cu domnul primar, o să o resimțiți și o să vă ajute de sărbători să treceți mai frumos prin sărbători. Și vă mulțumim și să fie bucurie inclusiv în sufletele copilașilor. La ei și mai mare bucurie. Păi, pentru ei bucuria mai mare că... Lăsați că, că bunul Dumnezeu să vă ajute, că sunteți foarte credincioși, da. Aveți o grămadă de icoane aici, să vă dea Dumnezeu sănătate și sărbători fericite în continuare. Și din partea echipei noastre vă dorim să vă mai ajutăm. Sănătate, la mulți ani, sărbători fericite. Și la copiii și să aveți putere în continuare să creșteți copilașii. Și să nu uitați că sufletele bune au grijă și de dumneavoastră întotdeauna. La mulți ani și sărbători fericite. La mulți ani, sănătate. Sărbători fericite. Copiii să fiți sănătoși. Sănătate. Hai, v-am pupat. Sărbători fericite. Sărbători fericite, vă doresc. Copilași, să mine, să sărbători bine, fericite, da? La mulți ani. Și moșul să mai vină la voi, da? Și noi să vă fim alături, da? Dragi prieteni, așadar, iată-ne la familia Cojocaru, noi le dorim sărbători fericite. Mulțumim sponsorilor noștri Refill,
Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială și Pan Gârbea, care iată că au dus bucuria în familia Cojocaru. Sperăm să aveți sărbători fericite, mulțumim, și bucuria mulțumim, noastră să fie mulțumim, și în sufletele dumneavoastră. La mulți ani și sărbători mulțumim fericite! Mulțumim frumos, sănătate pentru tot ce ne-a ajutat și Dumnezeu să vadă deasupra. Pentru toți, pentru fiecare. Da, da, așa este. Da. La rândul meu. Sănătate mult! Doamne ajută! La mulți ani! Sărbători fericite! Iată, ne am ajuns la familia Mălinici Constantin. Avem aici o familie de 8 membri. Locuiesc în două camere, tot la fel, cu o situație foarte precară. Iată, am pregătit cadourile să vedem cum ne primesc. V-ați pregătit de sărbători? Ce să facem? Deci pentru ele. Deja, pentru ele, ele, da? Ce unde sunt copilașii? Acolo șase. Hai da? Să-i, hai cu... să-i vedem. Hai. Noi am venit ce din partea lui Moș Crăciun. Crăciun, da. Bună ziua! Bună ziua! Ce fac copiii? Bine, că vas. Da? Întreabă, vă pregătiți de... Vine moșul? Bună ziua, bună ziua! A fost cu mine? Vine moșul sau nu vine moșul? Uite că moșul a venit, deja, la voi. Uite, v-am adus niște cadouri de la Moș Crăciun. Am înțeles că noi suntem de la echipa TLM și am venit din partea lui Moș Crăciun cu ceva cadouri pentru dumneavoastră. Dar împreună cu domnul primar am decis să venim la voi, pentru că știm că meritați să vină Moș Crăciun. Aici avem ceva, hăinuțe. Hăinuțe și tot ce... Dulciuri, aveți de toate, da. Da, pentru sărbătorile astea să le faceți voi cum trebuie, da? Ia să vedem copilaș. Mălinici Cristina. Aici ai îngheț Daniel. Mălinici Gheorghe. Tu ești. Voinicule. Ionuț. Ionuț, uite și Ionuț, ce băiat. Uite. Și Mălinici Mihai. Andrei. A, el e cel Mihai Andrei. Da. Nu? Da. Uite Andrei, îngheț Daniel. Asta pentru școală. Da, să vezi bine, da? Haideți mai aproape de noi. Cum v-ați pregătit de sărbători? Potrei bine am pregătit. Asta e iat porcul? Nu. N-ați avut N-am porc. Avut anul ăsta. Da. A rămas ca niciodată chiar. Eh, sperăm că noi o să acumulăm lipsurile aduse de lipsa porcului de Crăciun și v-am adus alte bucurii în suflet și sperăm că și pentru copii o să fie bucurie. Vă mulțumim. Bă, da prosti, zic așa românești. Să fiți sănătoși. Cum vă descurcați cu lemnele pe iarna asta? Ne descurcăm. Binișor, deci reușiți să ieșiți foarte bine. Da. Mai ajutăm și noi câte din la primărie, mai doamna colaborăm cu ea. Mai trece cu noi, mai facem ce putem să ajutăm. Știm care are situație mai grea cu copilașul, au avut probleme și în familie. Da, asta este. Nu mai spun acum, am murit decedat. Situația mai dificilă. Copiii au rămas fără mamă. Și bunica se descurcă. Și bunica ajută. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți putere în continuare, să-i creșteți. Am luat, i-am dat sărășire, doamne. Da, da, da. Ați văzut că v-am ajutat să nu fie treaba. Matanei ținut cu mine și mers înainte. Să vă ajute Dumnezeu. Ați văzut că și domnul primar vă sprijină și toți cei care au suflet bun o să aibă grijă și de dumneavoastră. Foarte mult m-a sprijină, foarte mult. Încă nu sunt stare să-i mulțumesc. Să fiți sănătoasă și să creșteți copiii. Mulțumim, asemenea, cum trebuie. Noi vă dorim sărbători fericite. Mulțumim și la mulți ani. Și dumneavoastră. Și sperăm încă că... Încă m-am prez în ghini, la 70 de ani. Mulți înainte să fiți sănătoasă. Pe 20 februarie, mulți bine, 70 de ani. Mulți înainte că uite ce aveți aici. Aici e comoara. Păișori. Păișori, da. Păișori. Să ce sperăm să că ce am reușit să aducem pentru dumneavoastră să vă aducă bucurie cât de cât. Vă mulțumesc. Și o să simțiți frumos bucuria Crăciunului și bucuria sărbătorilor. Mulțumim sponsorilor Lifil, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială și Pan Gârbea, patiserie, brutărie. La mulți ani, sărbători fericite. Mulțumim. Să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine și cu bucurii. Mulțumim. Și să aveți bucurie în suflet de sărbători. Mulțumesc. La mulți ani și numai bine.
Moș Crăciun, am ajuns aici la familia Mazilu. Hai să vedem și pe copiii, moșule. Hai să vedem, moșule. Am venit cu Moș Crăciun la familia Mazilu. Hai să te ajutăm, moșule, uite aici. Hai să vedem cum îl așteaptă pe moș. Hai, moșule. Bună ziua. A venit Moș Crăciun. Împreună cu TLM. Bine v-am găsit. Bună ziua și bine v-am găsit! Iată că am venit cu Moș Crăciun. Noi suntem echipa TLM Neamț și împreună cu moșul și cu cei care ne sprijină de fiecare dată am venit la dumneavoastră cu niște surprize pentru copilași și pentru dumneavoastră. Sperăm să vă bucure. Împreună cu domnul primar am hotărât să venim la dumneavoastră să vă ducem bucuria sărbătorilor. Aveți aici niște sacoșele. Să vedem mai cu nume. Mulțumim sponsorilor noștri, Refill, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, Pan Gârdea Patiserie. Și aici aveți și aici. La moșul, uite moșul, moșul. Și aici pentru ăsta. Ia spuneți moșului ceva. Știți vreo poezie să-i spuneți moșului? Sau un colind. Hai, spuneți un colind. Hai, un colind, așa. Hai, de unul dintre voi. Hai, curaj, curaj. Sunt umil. La școală s-a descurcat foarte. Așa, și aici avem ceva în parte, pentru fiecare în parte. Mihaela Turcanu. Tu ești aici, asta e pentru tine. Elena Mălinici, tu ești. Eu sunt sigur că știi un colind, dar n-ai vrut să spui, nu? E rușinat de moșul așa, l-ai văzut pe moșul, bătrân așa cu barba albă. Stai așa. Andreea. Cu plăcere. Petru. Stai. Mazilu Petru. El este. O, ia, uite, cel mai mic moș, nu cel mai mic, nu? Nu vrei cadoul de la moșul? Ana. Tu. Și mai avem... Ana e mare, merge la școală. Petru am dat, nu? Da. Cine mai era? Cine a mai rămas? Cine a rămas? Din spate, nu? Tu? Care? Cum te cheamă? Cea mică? Cea mică cum se numește? Francesca Ioneva. Păi pentru ea e asta. Pentru ea e. Francesca. Ce faceți? Cum v-ați pregătit de sărbători? Bineșor. Deocamdată foarte bine. Deocamdată. Sperăm că cu sprijinul nostru o să simțiți mai din suflet sărbătorile. Și bucuria. Vă mulțumim din suflet. Cu drag și noi mulțumim domnului primar că ne-a dus aici la dumneavoastră. Mulțumim și moșului că de fiecare dată are încredere în noi și colaborează cu noi și ne trimite pe noi la cei care merită cadouri, pentru că și noi suntem cu suflet mare, așa cum ne-a spus multă lume și ne bucurăm și mulțumim pentru asta și de aceea Moș Crăciun are încredere în noi și în echipa TLM Neamț și acolo unde este cazul, TLM îl sprijină pe moșul și îl înlocuiește uneori, pentru că nu poate să fie peste tot Moș Crăciun. Și noi mai mergem în locul lui. Am și eu ajutoare, mă mai ajută domnii de la TLM. Mai vin să mai duc ei în locul meu, pe unde pot ei. Și vă urez sărbători fericite, mulțumesc, să aveți grijă de copii, să fiți sănătoși, să treceți peste tot ce este. Mulțumim și dumneavoastră, sărbători fericite și nou fericite. La mulți ani, bucurii sănătate. Și sănătate multă, copilași. Mult succes la școală, să ascultați pe mama, da? Pentru că Moș Crăciun vede tot și știe când o supărați pe mama. Și da? Dacă e supărați, nu mai vine moșul. Nu vă mai aduce. Copiii aici au fost cu mința noastră, ai văzut. Chiar ai spus, moșule, că am văzut. Au fost niște copii extraordinari. La mulți ani, sărbători fericite, să fiți sănătoși și să dea Dumnezeu să ne întâlnim și la anul și de fiecare dată când veți fi cu minți, da? La mulți ani și sărbători fericite. Sănătate. Moș Crăciun, îți mulțumim că
și în acest an ai fost alături de noi și mulțumim. Iată că am venit aici la familia Mazilu. O să vină moșul de fiecare. Mulțumim. Hai, moșule! Rezultată familiei foarte, o situație foarte precară, niște copii frumoși, cu minți, ați văzut. Auzi, moșul, că învață bine, sunt cu minți, auzi, moșul. Mulțumim. Sărbători fericite să le dea Dumnezeu și dumnealor. Și ție, moșule, îți mulțumim încă o dată pentru tot ce ai făcut cu această campanie cu Telem Neamț și să fie într-un ceas bun și la anul te așteptăm și poți să ai încredere maximă în noi că îți vom fi alături cu aceste campanii. Moșoare, moșul de fiecare dată. Mulțumim! Dragi prieteni, iată că împreună cu sprijinul sponsorilor noștri Refill, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială și Pan Gârbea Patiserie Brutărie și nu în ultimul rând cu sprijinul motocicliștilor, am reușit să aducem bucuria în sufletele a trei familii din Borlești, a trei familii nevoiașe, cu sprijinul domnului primar, domnului Vali Puică, ce ne-a fost alături și ne-a susținut în această campanie. Acum, pentru că suntem în prag de sărbători din partea echipei Telem Neamț, noi dorim primăriei, primarului și întregii comune Borlești sănătate, bucurii la mulți ani și dumneavoastră, dacă aveți un mesaj pentru locuitorii comunei Borlești, prin intermediul nostru o puteți face din tot sufletul. Vreau să le urez și eu sărbători fericite, le doresc multă sănătate și tot ce e mai frumos și tot ce îți doresc e cel mai mult și mai mult. La mulți ani și sănătate mult. Să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră să-i ajutați să-și ducă planurile la capăt și să aibă în suflet tot ceea ce își doresc. Tot acum vreau totodată să aștept data de 30 la Jocul Caprilor în Comuna Borlești, unde să organizați Ziua Comunii. Felicitări și mult succes! Avem surprize și acolo foarte multe la Jocul Caprilor, datin și obiceiul. Noi ne auto-invităm în cazul ăsta. Iar vă așteptăm, cu mare drag. La mulți ani, sărbători fericite, mulțumesc. Crăciun fericit, Borlești și din partea echipei Telem Neamț, la mulți ani. La mulți ani, vă doresc și eu sănătate mult și vă mai așteptăm la noi în comună.